Jandarmii montani au depistat pe raza comunei Lerești, în urma unei razii, 4 persoane care sustrăgeau material lemnos din pădure folosindu-se de cai. În urma verificării s-a constatat că persoanele în cauză nu dețineau acte de proveniență a materialului lemnos. Făptașii au fost amendați cu 2000 de lei și li s-au confiscat 2,2 metri cub de fag, care au fost predați ocolului silvic Păpușa Rucăr.